Salutare dragii mei. Iată, am avut un meci, să spunem, dificil pentru FCSB. Clincen care în prima repriză, în prima repriză s-a apărat foarte bine o echipă bine organizată pe partea defensivă, agresivă, însă Clincen s-a limitat doar la faza de apărare, foarte puțin pe faza de atac, un pic rusesc, mai ales în momentul în care a avut 2-3 să spunem așa, oportunități, câteva execuții, însă prea puțin, să spunem, a încercat să pună uh, în pericol poarta celor de la FCSB. De partea cealaltă, FCSB uh, a terminat, să spunem așa, a câștigat acest mes prin jucătorilor, uh, să spunem, individuali, uh, cu o calitate foarte bună, atât în ASE, cât MAN, cât și MORUȚAN, jucători foarte buni, unul contra unul, jucători tehnici, însă, haideți să vedem exact ce s-a întâmplat, probleme pe care le-au întâmpinat. Așa cum am spus, cei de la CLINCENI s au organizat foarte bine cu apărare în 4, după care la fel 4 pe centru, unde, să spunem, acțiune din prima repriză a celor de la FCSB au întâmpinat probleme, tocmai pentru că au încercat toate aceste dueluri, 1 contra unul, atât Man, Tănase, Buș, Moruțan, tot timpul încerca unul la unul. Însă, cel mai ușor a fost pentru cei de la Clinceni, pentru că aveau oameni în față. N-au încercat niciodată să ceară în adâncime, să joace pe culoar, să rupă, să spunem, această linie, să o lungească. În momentul în care joacă în lateral sau îți pleacă un jucător automat, se strică această organizare, pentru că este destul de greu să fii atât de perfect și să gestionezi, să spunem, aceste pase care vin în spatele fundașului sau între fundașul lateral și fundașul central. De asta spun că în prima repriză, foarte multe dueluri, unul contra unul, acolo unde man, Tănase și Moruțan, jucătorii lor cel mai tehnici, au încercat, să spunem, de unul de unu, de, unu contra unul, să spunem așa. Foarte multe acțiuni. Însă, în a doua repriză, ce s-a schimbat? În momentul în care uh, au înțeles, pentru că aici, în zona centrală, atât linia de mijloc, celul de la Clincen, cât și apărarea, săteau bine între linii, făceau uh, densitate, să spunem, aglomerau foarte bine Terenul și era foarte greu, și pentru Bush, care era destul de izolat, să aibă ceva ocazii. Însă, haideți să vedem exact cum s-au marcat golurile pentru a ne da seama, seama cum a schimbat FCSB după, după pauză. Ei bine, o acțiune foarte bună a lui cu o execuție foarte frumoasă, un exterior pentru Man, care n-a mai așteptat să primească mingea la picior, ci a căutat să plece în spatele fundașului dreapta cu o minge foarte frumoasă a lui a lui Tănase, da? un exterior foarte frumos aici, unde a fost întâmpinat de fundașul lor central, capitanul de echipă, care din păcate a greșit la ambele goluri, însă la primul gol aș putea spune că uh, un mare avantaj a avut și Man, pentru că a controlat foarte bine mingea, un schimb uh, dreptul stângul cu mingea la picior și această execuție care la colțul scurt foarte greu pentru portar, pentru că a șutat foarte tare. Aici fundașul central, odată că l-a prins greșit, uh, capitanul de echipă, celor de la cliniceni, așa cum v-am spus, l-a prins drept, l-a prins pe călcâie, ori este foarte greu uh, să gestioneze adversarul, să poți să-l direcționezi spre zona laterală. Aici man, așa cum a spus, bravura lui, tehnică foarte bună, a avut preluare pe dreptul, imediat stângul și șut. Asta a fost un gol, să spunem, în care, până la urmă, nu neapărat greșea la fundașului, ci execuția lui Man una foarte bună. Într-un moment decisiv, acolo unde nu reușeau să rupă, să spunem, acest echilibru, această organizare a celor de la Clinceni, o execuție de a lui Man a fost una uh, extraordinară. După care golul 2 marcat de Moruțan, după ce a mai avut o fază foarte bună a lui Moruțan, unde a deschis destul de mult latul, însă ce s-a întâmplat? Același lucru pe care l-am văzut în a doua repriză, tocmai pentru că au schimbat ceva cu acea pasa lui Tănase pe culoar, cu această centrare în fața porții de unde Moruțan foarte bine a luat fața, numai că a deschis foarte mult latul. În, în golul 2 al, al FCSB-ului vine tot după o acțiune din partea stângă foarte bine de aici, se joacă mult, ajunge Mingea în zona în zona în zonă dreaptă, acolo de unde Moruțan foarte bine preia și iar la fel jucătorul celor de la Clincen, din nou capitanul de echipă, foarte ușor, la fel o poziție foarte uh, nu tocmai ok pentru un fundaș central, nu l-a gestionat, nu s-a folosit de brațe, pur și simplu a lăsat să întoarcă cum vrea și să șuteze de unde Moruțan a înscris al doilea gol. Aici, iar la fel, fundașul stânga, fundașul sau mijlocașul în faza asta, celul de la Clinceni, momentul în care mingea era în partea stângă, automat, chiar dacă nu prezenta pericol, automat deja trebuia să vină ușor, ușor să închidă zona asta, da? Tocmai pentru a nu ajunge atât de ușor la Moruțan această minge, care a venit din zona stângă, central și a imediat a continuat cu pasă către Moruțan. În rest, dragilor, FCSB, să spunem, n-a avut multe probleme în apărare, atât Cristia cât și Miron au jucat bine, benzile iar la fel, Crețu și Panțurul la fel, destul de ok. Octavian Popescu, dragilor Rețineți acest nume Octavian Popescu chiar este un jucător de urmărit Mi-a plăcut ușurința lui A și pierdut mingii, însă ușurința lui Tehnica lui incredibilă Este un jucător de urmărit Pentru că, așa cum am spus La cei de la Botoșan Florescu 23 de ani, la fel Octavian Popescu Iar la fel un jucător foarte tânăr Care impresionează, așa că dragilor Notați acolo, Octavian Popescu Sperăm să-l vedem cum crește acest jucător pentru o calitate incredibilă. Sper că v-a plăcut analiza mea, nu uitați, dragilor, subscribe la canalul meu și ne vedem la următorul meci de Liga 1 sau Europa să analizăm împreună. Cu drag!